Bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Numele Adevărului la Gorj TV. O să discutăm în această seară despre învățământ și economie, pentru că sunt două componente de bază legate indisolubil ale unei societăți normale, pentru că cu cât sunt angajații sunt mai bine pregătiți, mai competenți, cu atât rezultatele economice sunt mai bune. Avem doi invitați în această seară. Este vorba de domnul Ion Ișvan, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și de domnul Sorinel Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia. Bună seara, domnule Boza, și bine ați venit și vă rog să vă închideți telefonul. Bună seara, mulțumesc tare mult! I-am invitat în această seară pe cei doi oaspeți ai studioului nostru pentru că au fost puse în acest an bazele un proiect de viitor care să dea o șansă tinerilor din județul Gorj care optează pentru învățământul profesional. Reprezintă așa cum am spus, o șansă pentru ca absolvenții să rămână în Gorj, să muncească aici și să pună umărul cumva la dezvoltarea acestei comunități în care trăim. Haideți să ne spuneți, domnule Ișvan, despre ce proiect este vorba și cum a început acesta. Da, am discutat în ultimii 2-3 ani de zile, pentru că, dumneavoastră știți, am fost puși în fața unei provocări să reînființăm învățământul profesional cu durata de 3 ani, după clasa 8-a. Și am discutat și în anii anteriori cu agenții economici din județul Gorj. Am văzut unde avem probleme și am încercat și cred că s-a reușit până la urmă să se armonizeze și legislația din învățământul preuniversitar cu cerințele agenților economici. Am discutat cu foarte mulți agenți economici, dar în primul rând cu Complexul Energetic Oltenia, pentru că avem foarte multe licee în zonele miniere. De fapt, sunt 5 licee în zonele miniere. Și este cea mai și mare unitate cred din Gorj că din și România, că au cei mai mulți angajați. a treia, am înțeles, ca număr de angajați Da. din România. Și ținând cont că pe vremuri există o tradiție cu liceele miniere din Rovinari și din Motru, care pe vremuri au școlarizat copii, au avut clase cu contract pentru combinatul minier Oltenia din vremea respectivă, am discutat cu conducerea Complexului Energetic Oltenia, cu domnul director general, cu domnul Sorin Boza, și am ajuns la concluzia că dânsii au nevoie de meseriași, de calificați în meseriile de sudor, electrician, lăcătuș, strungar și, mă rog, mașinist și alte specializări specifice carierelor din județul Gorj. Am reușit să discutăm, am semnat un protocol în acest sens și iată-ne în fața unei mari provocări, pentru că noi am aprobat înființarea a 5 clase, câte o clasă la fiecare liceu amintit. Și acum suntem în fața unei mari provocări, pentru că trebuie să și ocupăm aceste locuri cu candidați. În această săptămână se organizează admiterea în învățământul profesional. Eu am spus-o ieri, am avut o conferință de presă, am discutat cu presa, sunt convins că au ajuns și la urechile părinților modificările legislative prin care copiii care urmează învățământ profesional și tehnic cu durata de 3 ani pot beneficia, printre altele, de casă și masă gratuită de la comunitățile locale sau de la Consiliul Județean prin deciziile ale acestor instituții. Iar cei care vin în învățământul dual, care urmează cursurile învățământului dual, pentru acest învățământ guvernul a dat și o ordonanță de urgență, e vorba de ordonanță 81, prin care stabilește foarte multe sau destul de multe facilități și pentru agenții economici care școlarizează copii
la această formă de învățământ. În învățământul dual, practica se face efectiv la agentul economic. Noi ne ocupăm de pregătirea teoretică, agentul economic se ocupă de pregătirea practică. În acest an, agenții economici nu au mai fost timp să fie autorizați, să fie acreditați pe practica elevilor. Practic, toți cei care au solicitat învățământ dual, noi am aprobat și împreună vom efectua această practică, dar la agentul economic. Cele 5 clase vor începe să funcționeze din anul școlar 2017? 2017-2018. Deci din toamnă cu 15 septembrie copiii vor merge la cursuri. Am discutat, complexul energetic Oltenia nu a avut prins în buget pe învățământ, dar să sperăm că domnul director general până începe anul școlar reușește o rectificare bugetară și poate transformăm și cele 5 clase pe care le avem în învățământ profesional normal cu durata de 3 ani, dar poate reușim să le transformăm în învățământ dual, pentru că acolo copiii primesc, pe lângă cei 2 milioane pe care îi primesc toți elevii din învățământul profesional printr-o bursă a Ministerului, primesc încă minim 2 milioane de la agentul economic. Și complexul nu a avut bani prevăzuți în buget, dar eu, din ce știu, și știu că domnul director general Boza știe mult mai multe, se fac eforturi astfel încât și clasele prinse cu complexul energetic să funcționeze în același sistem. Noi pe sistem dual avem o clasă cu o fabrica de cauciuc din Târgu Jiu, cu Artego, și jumătate de clasă, 14 locuri, cu România Hidroserv, pentru liceul din Sadu. Câte locuri sunt în total la cele 5 clase? Noi avem, în cele 5 clase sunt 150 de locuri, dar dacă... Se vor ocupa toate. Să știți că astăzi am vorbit cu directorul de la Turceni, m-a sunat și îmi spunea că deja a ocupat 28 de locuri. Și mă întreba dacă cumva vor să vină mai mulți, dacă am fi dispuși să suplimentăm numărul de locuri. Mă rog, pentru complex sau tot într-o meserie școlarizată pentru cele care școlarizăm pentru complex, astfel încât copiii, pentru că, să știți, e nevoie pe piața forței de muncă de sudori, de electricieni, de lăcătuși. Să știți și CEZ-ul, domnul Eugen Butoarcă, directorul de la CEZ, care e gorjean de origine, au un proiect foarte puternic, ucenicul electrician, pe care l-au dezvoltat în Craiova și în Pitești anul trecut, iar în acest an au venit cu proiectul și la Gorj, la Liceul Energetic din Târgu Jiu, dânsii școlarizează în învățământ profesional, un fel de semi-dual. Ei oferă doar la primii 5 copii din clasă premii deosebite, încurajează, cumva stimulează copiii care învață și carte și meserie, dar vin și dotează Liceul Energetic din Târgu Jiu cu un laborator special pentru partea electrică. Așa cum au la CEZ, așa vin să facă și la Târgu Jiu, pentru că au și adus aparatele la Liceul Energetic din Târgu Jiu. Deci, agenții economici au venit către noi, ne-au spus ce le trebuie, de ce este nevoie pe piața forței de muncă și noi, cu tot dragul, venim în întâmpinarea dânșilor și ne dorim ca cei mai buni sau majoritatea copiilor care vor absolvi peste 3 ani învățământul profesional să-și găsească locuri de muncă în instituțiile, în întreprinderile, în agenții economici din județul Gorj. Pentru că și domnul Boza îmi spunea și domnul David la cauciuc îmi spuneau că pot să îi angajeze pe toți când termină școala. Practic, agenții economici se angajează că contribuie la pregătirea profesională a elevilor, dar nu pot să beneficieze de absolut nimic. Părinții sau copiii, când termină învățământul profesional, se pot angaja la agentul economic sau pot să lucreze oriunde în,
în Europa. Domnule Boza, de ce meserie aveți ține voi în cadrul complexului? Pentru noi, deci pentru noi partea asta de inițiativa asta de a înființa clase de învățământ profesional, ne-am dat seama în momentul când am intrat în programul de restructurare și când am văzut că ne pleacă oameni buni și rămânem descoperiți. Deci noi, exact ce am, cum a spus și domnul inspector general, ne orientăm spre electricieni, sudori, lăcătoși. Acestea sunt cele trei meserii la care, spunem, vom fi deficitari în următoarea perioadă de timp, pentru că, așa cum bine știți, vor fi un an, ei vor face practică, dar vor fi capabili să lucreze abia după terminarea școlii, după 3 ani de zile. Deci încercăm să vedem un pic înainte, să anticipăm un pic problemele cu care m-am mutat. După cum știți, media de vârstă este a complexului pe 49-50 de ani. O medie destul de ridicată. Și face parte această inițiativă din strategia complexului nouă, dar de asemenea această inițiativă face parte și ca din programul de guvernare de asigurare a securității energetice naționale, pe care demersul nostru este susținut de ministrul nostru, de domnul Toma Petcu. Domnul Petcu, am avut o discuție cu dânsul pe această temă și îl susține și îl interesează. Și exact ce spunea și domnul inspector, confirm, noi nu am banii în buget pentru acest învățământ alocat. Însă am purtat deja prime discuții pentru ca în prima rectificare să putem să venim cu suma în buget și să avem banii pe 15 septembrie când copiii vor începe școala. Vor fi angajați toți cei 150 sau vor face o selecție? Să sperăm. Noi ne tindem să facem o înlocuire de generații la un moment dat. Vă dați seama, pentru 150, dacă împărțim în cele 4, 11 cariere, în cele 4 sucursale, 15, deci n-ar fi mult 10 persoane într-o sucursală dacă îi împărțim. Deci, noi sperăm să-i luăm pe cei mai buni, vom crea o competiție între ei. Trebuie să fie clar că nu neapărat dacă trebuie să fie elev aici, trebuie să-și angajăm, dar trebuie să demonstreze că își dorește să muncească. Ne dorim copii buni care să învețe în practica pe care o va face noi alături de oameni buni. Și, sigur, dacă vor exista posibilitatea să angajăm pe toți îi vom angaja, de ce nu? Însă, e un lucru fantastic, pentru că, din păcate, școala românească în ultimii ani n-a mai produs aceste școli profesionale, acești meseriași, iar la nivel național este o nevoie fantastică de acești meseriași, de studiuri electrice, de instalatori, tâmplari, dulgheri, deci, din păcate, n-a mai produs absolut nimic în ultimii 20 de ani. Și salut inițiativa și credeți-mă, am găsit la domnul inspector, chiar când am discutat, cred că acum vreo 2 luni de zile prin altă subiectul ăsta, am găsit o deschidere fantastică și am pus împreună pe hârtie, am văzut cum facem ca să acoperim toată zona industrială a județului, pentru că clasele vor fi în Motru, vor fi în Rovinari, vor fi în Turceni, vor fi în Bâlteni, în Mătăsar, deci încercăm să acoperim toată raza asta industrială și, de ce nu, dacă sunt copii buni și își doresc să muncească, să aibă posibilitatea fantastică de a-ți găsi un loc de muncă după terminarea școlii. Se resimte în momentul de față o lipsă de personal după restructurile care au avut loc? Nu se resimte. Nu pot să spun că s-a resimțit, dar încercăm să vedem, au toți în jur de 45, 50, 55. Nu sunt bătrâni, dar haideți să creăm oamenii care se vin de spate. Nu avem generația asta tânără. E numeri pe degete pe copiii ăștia tineri. Absolvenți de facultăți, absolvenți de școli profesionale, absolvenți de liceu care să muncească de jos. Se simte asta. Va continua, domnule Ișvan, acest program și în anii următori sau acesta vor fi acele 5 clase și apoi va aștepta din nou? Eu îmi doresc să continue și sunt convins că va continua acest program. Avem o provocare foarte mare în acest an pentru că, din păcate, părinții nu vin cu copiii către învățământul profesional. Eu de-aia am și insistat foarte mult, am rugat și pe domnul director Boza să vină și să spună că vor fi angajați copiii în momentul când vor termina, o mare parte din ei vor avea loc de muncă în Gorj, pentru că e foarte important, din punctul meu de vedere, ca energia în Gorj să aibă viitor energia și copiii să aibă gorjeni, să aibă tineri din Gorj care să ducă mai departe, deja are tradiție energia în județul Gorj. Și știți cum îi părinții se gândesc mereu, domne, ce fac cu copilul? Face 3 ani de profesional și după aia ce fac cu el? Îl țin acasă, nu? Eu vreau să le spun că cel puțin 2 oameni cu experiență și oameni care conduc unități puternice în Gorj, domnul director general Boza, domnul director David la Cauciuc,
Mi-au spus că îi vor angaja pe cei mai mulți, pe cei care vor dori, pe cei care, bineînțeles, își vor da interesul, vor învăța și carte și meserie, vor ști ce trebuie să facă în momentul când vor termina profesională, își vor găsi de lucruri. Eu am vrut ca aceste lucruri să ajungă la urechile cât mai multor părinți, să știe în cunoștință de cauză și să vină cu copiii către învățământul profesional, pentru că vor avea un loc de muncă în momentul absolvirii și mai mult cei 3 ani de învățământ profesional vor echivala cu ciclul inferior al liceului. Deci, practic, în momentul în care copilul va termina 3 ani de profesională, se consideră că a absolvit ciclul inferior al liceului și se poate înscrie în clasa 11-a să continue liceul ori la zi, dacă nu face 18 ani până începe clasa 11-a, ori la seral sau frecvență redusă. Adică copiii, pe lângă faptul că în cei 3 ani de zile învață o meserie, își găsesc un loc de muncă, au șansa istorică. Știți foarte bine, în ultimii 20 de ani, greu în momentul, îți găsești un loc de muncă în momentul în care ai absolvit o școală sau, indiferent ce școală ai terminat. Muncă totul stabilă. E muncă stabilă, e muncă importantă și destul de bine cotată pe piață, destul de bine plătită. Deci își găsesc un loc de muncă și în același timp noi gândim un program care să dureze 5-6 ani de zile, să poată să-și continue și pregătirea, să continue cu liceul ori la zi, ori la seral. Pentru că dacă reușim să creăm aceste colective în cele 5 școli și de ce nu și în alte licee din Târgu Jiu sau din județ, atunci au continuitate și în momentul în care termină școala profesională, urmează cursurile liceului la seral, deci merg dimineața la muncă și seara la seral. Să știți că a fost o tradiție în învățământul românesc, în foarte mulți oameni care s-au pregătit, au învățat o meserie, după care au reușit să ajungă ingineri sau chiar directori să conducă colective puternice. Am un exemplu chiar ce spune domnul inspector general, am un exemplu în familia mea, deci un unchi de-al meu care a făcut profesională și a plecat din profesional după clasa 8, n-a intrat la liceu, a făcut profesionala și a ajuns și a condus în anii 70-80 cel mai mare constructor de nave, deci era Navromul, era conducerea. Da. Vă dați seama, deci se poate. Trebuie să-ți dorești. Oamenii trebuie să ai și ambiție. Trebuie să ai ambiție, trebuie să-ți dorești, trebuie să chiar dacă, pentru că acești copii provin din familie mai ales că acest sistem de învățământ este aflat în atenția tuturor politicienilor de astăzi. Este aflat, este în planul de guvernare. Deci, vă dați seama, următorii 4 ani de zile este susținut din plin acest învățământ dual și e bine să beneficiem de această. Și în ultimul rând, energie, complexul va exista mulți ani de acum încolo pe piața aceasta. Și va avea nevoie... Dar dumneavoastră asigurări, pentru că v-am auzit zilele trecute discutând o problemă foarte, foarte importantă cu acel prag de 550 de, sigur, de grame pe, dioxid de carbon pe care Comisia Europeană vrea să le impună. Din păcate, aceasta este dorința Comisiei Europene și a celor care susțin acest lucru. Cei care produc, așa zis, energie verde, cu tot că le-am spus în față, ministrilor le-am spus în față și oamenilor importanți din Parlamentul European, în momentul când am avut speech în Parlamentul European și a fost invitat de către Maro Sefcovici, le-am spus în față că și noi facem o energie la fel de verde ca lor. Tot la fel, prin toate investițiile pe care le-am realizat. Da, a venit domnul George de la Agenția pentru Protecția Mediului într-o emisiune și spunea că a fost zilele în urmă cu puțin timp a fost într-un schimb de experiență în Germania și a urmărit indicatorii la emisii și erau cam aceiași indicatori cu vă asigur la termocentrale din Gorj. Vă asigur pe toți, noi facem o energie la fel de verde ca cealaltă, dar din păcate sunt anumite interese, hai să nu spunem interese, că poate sunt cuvinte obraz, zice, dar eu cred că se va lupta. Se va lupta pentru că și noi și Polonia și prin... Știți bine, săptămâna trecută m-am aflat acum două deplasări în Lisabona și în Berlin, în care m-am adresat pentru acest lucru, pentru a susține, de a fi alături de țările care producătoare de energie pe cărbune puternice, cum e Polonia, Germania, și vom lăsa toate aceste țări, sunt sigur că nu își vor atinge scopul. Există niște oameni cu alte interese, dar eu sper că, până la urmă, noi toți și prin... Ați văzut și mesajul ministrului care susține acest lucru,
Și apelul domnului Weber de zile trecute, că toți parlamentarii români care vor susține și nu vor trece toate astfel de amendamente la nivel de Parlament, de Comisie Europeană. Să sperăm că așa va fi, pentru că altfel se va întâmpla cum s-a întâmplat cu stadionul și se construiește stadionul și după aceea mai vom avea echipă. Domnul se întâmple așa și cu clasele care... Săptămâna trecută ați văzut că dacă iarna știm cu toții că e fric și trebuie căldură, nu? Și e nevoie că îngheață tot, numai complexul merge și dă energie, nu? Și avem căldură în casă. Săptămâna trecută s-a văzut foarte clar ce a însemnat cele 40 de grade câteva zile în România, că practic dacă complexul energetic, minerii nu produceau cărbune, energeticienii nu făceau curent, practic sistemul energetic național intra într-un colaps și degeaba aveam aere condiționate, aparate în casă sau dacă nu aveam curent, din păcate... România astăzi nu poate pune deoparte producerea de energie pe cărbune. Nu are altă variantă. Și nu va avea altă variantă pentru următorii 10 ani. E greu. E greu ca să vii cu un backup pentru să înlocuiești 3400 de megawatți. Cât produce, capacitatea de producție a complexului. Deci, funcționează în continuare cu 8 grupuri? Astăzi suntem cu 7 grupuri, dar suntem în pornire cu al 8-lea de mâine, deci mergem la... Aproape la de capacitate maximă. Da, da, da. Multă lume spune că suntem norocoși, mulțumesc Dumnezeu, da, știți. Dar e un lucru fantastic. Din păcate, știți cum, eu le spun multora aia care ne acuză că suntem norocoși, eu spun multora, din cele 8 grupuri, 6 grupuri jumătate sunt vândute pe contracte bilaterale. Deci noi nu stăm la cheremul dispecelatului energetic național sau ceva. Deci noi, că ne pornește DEN-ul sau nu ne pornește DEN-ul, noi mergem cu 7 grupuri pentru că alea sunt consacrate. Cât produceți? Cât la 100 din deci energia? Deci astăzi undeva în jur de 29-30%, oscilăm aici, 28-29-31-32, depinde și de... Interesant că tot anul acesta a fost un nivel ridicat, constant. Primele 6 luni am produs mai mult decât hidro. Deci e prima dată, nici că nu am produs mai mult decât hidro. Un lucru bun. Și de asta așteptăm copiii la noi să învețe, așteptăm copiii când vor termina școala, nu ne așteptăm deja să rupă munții, să muncească, vă dați seama că vor intra în programele noastre proprii de pregătire. În timp se capă de experiență. Sigur, în programele noastre proprii de pregătire, dar atât timp... Va continua acest program și în anii următori? Noi ne dorim, sigur, absolut. Aceste clase? Absolut. Noi ne dorim împreună să nu fie doar ceva punctual. Să nu fie decât punctual, noi ne dorim și sunt sigur că împreună cu domnul inspector general, sunt sigur că și cei doi miniștri a învățământului și ministrul energiei vor susține acest lucru. Vor susține acest lucru și fără nicio problemă. În urmă, vă dați seama, e perfect să produci ceea ce cere industria, să produci, practic, copiii să-și găsească de lucru în momentul în care... Să nu mai aibă loc cu această migrare a forței de muncă din județul Gorj. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Înainte de asta vă readuc aminte numărul de telefon la care ne puteți trimite mesaje pentru cei doi invitați din această seară, 0753-112-210, vă stă la dispoziție. Ne revedem după câteva minute de publicitate. Ne-am întors la emisiunea Numele Adevărului. Alături de mine se află cei doi invitați, domnul Sorin Alboza, managerul Complexului Energetic Oltenia, și domnul Ion Ișvan, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Discutăm despre învățământ și economie și aș vrea să încep cu domnul Boza și să-l întreb când o să-i vedem pe acești elevi de excepție ai județului Gorj, care iată, au reușit la evaluarea națională 10 elevi să obțină note maxime, medii 10. Acum avem o elevă de la Colegiul Național Vladimirescu și foarte mulți elevi care s-au apropiat de nota maximă să rămână în Gorj, să lucreze aici, pentru că am vorbit astăzi cu această elevă, fostă elevă, absolventă al liceului, a Colegiului Național Vladimirescu, și am spus dacă s-ar vedea lucrând în Târgu Jiu, în județul Gorj. Și a început să râdă. Pentru ce vrem? Când vom aveți în vedere și astfel de proiecte? Eu o felicit pe domnișoara, sincer, e o mare realizare. Am fost implicat în acest proiect de bacalaureatul de anul acesta, pentru că am și un băiatul care doar ce-a dat și el examenul și se pregătește în facultate. M-am dat seama că am stat și eu astăzi cu sufletul la gură pentru rezultatele. Ce rezultate a obținut?
Are a obținut un rezultat bun, foarte bun. El a avut ca băiat, mai puțin în română. Dar restul nu m-am medit peste 9,50 și la informatică și la matematică, dar... Ce liceu a absolvit? A absolvit liceul de matematică informatică din orașul în care locuiesc. Și ne pregătim de facultate de automatică. Încă un examen pentru facultatea, admiterea în facultatea automatică. Dar, de asta spun, o felicit pe domnișoara, știu câtă muncă este să obțină nota 10, bravo ei, și îmi doresc, sincer, ca odată și odată acest exod a copiilor buni să plece. Pentru că, din păcate, trebuie să înțelegem un lucru și odată, că această țară nu poate evolua decât dacă are oameni buni. Trebuie însă un pic mai mult atenție asupra lor, din punctul meu de vedere, asupra școala noastră, observați, produce copii valoroși. Școala noastră și domnul inspector poate detalia acest lucru. Avem olimpiade internaționale, ne întoarcem cu aur pe linie. Puteți să-i raculați încă din liceu, să le oferiți burse, premii. Aur pe linie, nu-i așa, domnul ministru? Da, deci, avem copii foarte buni. Foarte buni. Deci am cunoscut, am fost alături de domnul inspector când s-a organizat aici, la Târgu Jiu, Olimpiada Națională de Fizică. Și vorbeam cu profesorul coordonator al Lutului Național, care spunea că are an la rândul care toți cei 4-5 din lot vin cu aur. Deci este incredibil, dar eu aș veni la vorba când am plecat, că trebuie să ne aplecăm mai mult asupra lor, să le putem oferi șansa să stea aici, pentru că un copil bun, credeți-mă, trebuie să-i oferi șansa să stea, dar trebuie să-i oferi măcar un venit, la o 70% la care i-ar oferi unul care se duce afară, la care l-ar pleca afară. Și ce e interesant, din ce am discutat cu elevii în acest an, mulți dintre ei nu mai vor să plece în străinătate. Optează către universități din țară și și-ar dori o viață în România. Bravo, deci un pas înainte. Un pas important ar fi să rămână în Gorj. Să rămână în țară, să rămână și în Gorj, să rămână și în țară, pentru că țara are nevoie de astfel de oameni. Țara, un astfel de om valoros, am cunoscut mulți, credeți-mă, oameni valoroși, pot aduce acel plus de valoare pe care orice companie, că e Complexul, că e ori alte companii din România, poate face diferența pe piață. Toate succesele își doresc oameni angajați inteligenți. Însă trebuie să le acordăm atenție și trebuie să le acordăm numai și atenție un mediu și adevărat. Un mediu adevărat de a dezvolta, de a face performanță. Trebuie să luăm omul, să vedem în el, să nu ne uităm la el doar dacă nu e membru la un partid, nu-l promovăm sau nu-l creștem. Deci sunt oameni, credeți-mă, valoroși și, exact pornind la întrebarea noastră, oameni care ar putea, acești copii, dacă ar putea să rămână în țară, sunt sigur și stau în Gorj, ar aduce un plus valoare fantastic acestei economii. Pentru că, din păcate, ducem listă de specialiști. Asta e un adevăr. Zâmbeam când l-am spus cu politica, pentru că am avut invitați 4 dintre elevii care au obținut rezultate maxime la evaluarea națională, cei de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, și am întrebat ce părere au despre politică și toți erau așa dezgustați, nu voiau să audă de așa ceva sau să se implice în așa ceva. Copiii sunt astfel de copii, astfel de valori, sunt focusați pe ceea ce au de făcut ei acum. Interesează altceva, dar trebuie să-l oferim ceva, trebuie să avem atenție mare și o să vă spun în încheiere un lucru pe care l-am văzut odată la televiziunea română, se întorcea, poate acum e momentul, se întorcea lotul național de matematică din la Olimpiada Internațională și pe aeroport îi aștepta reporterul și le spunea, răzăba pe profesorul coordonator rezultatele, că profesorul era mândru că avusese aur, argint, deci toți erau medaliați și la un moment dat o întrebare bună pusă de reporter a fost: și cu ce v-ați gândit să-i recompensați? Și la care domnul aruncă o vorbă pe cuvântul meu, dacă nu astfel de cuvântul meu, spune: ne-am gândit să le oferim șansa să intre la facultate fără examen. Sincer, am vrut să, dacă eram acolo, intervenam, spuneam, dacă acel copil are nevoie de acest privilegiu, înseamnă că mai avem mult de muncă la noi ca și eu. Deci, copiii n-au nevoie să le ofere astfel de privilegiu. Un copil intră doarme două ore din trei și tot nu. Dar să știți că și profesorii trebuie, cei care obțin aceste performanțe, trebuie stimulați. Sunt într-o familie în care tatăl meu a fost profesor și, credeți-mă, știu cât de greu o duc.
Dar eu sper că, uitați, primii pași s-au făcut, salarii un pic mai mari, încep mai multe beneficii în învățământ și profesorii vor fi remunerați și vor fi recompensați pe măsura rezultatelor, iar acest lucru va aduce întotdeauna o ambiție în plus și va aduce întotdeauna plus valoare și învățământului românesc. De ce vă spun asta? Pentru că este și meritul profesorilor, pentru că, de exemplu, cei 4 elevi de la Colegiul Național Teodor Vladimirescu, care au obținut nota 10 la ambele probe de la evaluarea națională, media 10, toți cei 4 erau colegi în aceeași clasă. Cei de la clasa cealaltă nu au obținut asemenea rezultate. Să ne spună domnul inspector cu ce s-a gândit să-l stimuleze pe domnul profesor sau domnul diriginte sau profesorii de clasă. Pentru că domnul inspector știe bine și el are 2 copii valoroși. I-am cunoscut pe amândoi și îl felicit pentru asta, dar acești oameni care muncesc cu acești copii trebuie ajutați, trebuie stimulați, trebuie susținuți pentru a putea produce copii buni. Cum ar putea fi, domnule Ișvan, păstrați acești copii de excepție în județul Gorj? Păi, de păstrat e mai greu să-i păstrăm în județul Gorj după ce termină liceul, pentru că, din păcate, nu putem să le oferim o carieră universitară în județul Gorj de excepție, dar îi putem să încercăm măcar să-i aducem în județul Gorj după ce se formează ca specialiști de înaltă valoare. Să știți că aveți dreptate când spuneți că tinerii nu-și mai doresc să plece din România. Eu am fetița mea care acum 3 ani nici nu vrea să audă să rămână în România. A învățat foarte mult și a susținut în limba engleză toate testele, de la Cambridge până la TOEFL. Deci a dat tot, gândurile erau să plece la o universitate mare din Europa. Dar cu timpul a înțeles că până la urmă este mult mai important să te formezi în țara în care te-ai născut și unde ai condiții foarte bune să înveți carte, dacă vrei să înveți. Și vreau să vă spun că acum, trecut primul an, e studentă la medicină în București și o întrebam după prima sesiune. Sesiunea din iarnă a fost la colegi de-a ei care sunt studenți la Londra, colegi de clasă. Și când s-a întors, am luat-o de pe aeroport și primul lucru pe care l-am întrebat-o, fixat, ea zic, cum îi? Îți pare rău că ai rămas în România? Și toate nu. Am făcut foarte bine că am rămas aici. Și este încântată, vă spun, se duce la toate orele, n-a lipsit la oră de curs, pentru că are ocazia să discute cu oameni deosebiți, cu mari profesori ai acestei țări, de la care are ce să învețe. Eu sunt convins că încet, încet își va îndrepta și ea, și colegii ei, și prietenii ei, gândurile către România și așa cum vedeți dumneavoastră, noi nu creștem, eu cresc copiii ca să mă ajute la bătrânețe. Nu? Noi am încercat în ultima vreme să spunem, nu avem nevoie să ducă să-i meargă bine copilului, ne ducem după copil. Acesta îl țin lângă mine dacă nu pot să-i ofer mare lucru. Ei, eu sunt convins că încet, încet tinerii noștri se întorc cu fața către țară. Rămân în România pentru că, să știți, și în ultimul timp, din 2012 încoace, Guvernul României, Ministerul Învățământului, a reușit să premieze copiii excepționali, cei care au rezultate deosebite la olimpiadele internaționale. Acum, nu știu cât de mari sunt sumele respective, dar undeva la 120-130 de milioane banii primesc și profesorul, și copilul, și școala care l-a adus. Bine, nu sunt mulți copii care beneficiază de premii de genul ăsta, dar vreau să-i spun domnului director general că în legea educației naționale există un articol acolo și se spune că se recunosc meritele de excepție ale olimpicilor internaționali. Copiii care au locul 1, locul 2, locul 3 sau medale de aur, argint sau bronz la olimpiadele internaționale beneficiază de loc la orice facultate din România și în primul an primesc bursă republicană, primesc bursă de merit, care poate să continue și în anii următori. Deci, încet, încet ne întoarcem și noi cu fața către copiii de excepție și sunt convins, așa cum îi cunosc eu, că nu vor rămâne niciodată datori față de țara care i-a format. Dar e foarte bine să reușim să-i determinăm pe părinți, să-i convingem să vină cu copiii către școlile profesionale, să învețe meserie,
mai ales că există deficit pe piața forței de muncă, după care pot să urce. Așa cum domnul Buz a avut în familie... Dar sunt prietenii noștri, prietenii mei, sunt foarte mulți oameni de excepție care au început școala cu școala profesională. Așa mai bine lucrurile, pornind de la practică și apoi... Bineînțeles. Domnul Alin, eu vin din privat, știți bine, și am avut, cunosc foarte multe lume din privat. Știți că astăzi era, deci anul trecut, deci nu știu rezultatul anul trecut, 80% din multinaționalele din România, prezente în România, sunt consilii de români. Multinaționale, vă dați seama, din toate noi, sunt consilii de români, deci noi nu suntem chiar așa de... Avem noi o părere proastă despre noi, dar noi avem părere, vă l-ați spus bine, noi avem o părere proastă de lucruri, nu stau așa. O să vă arăt și o să vă prezint top 100 manageri din România și să vedeți, toți sunt sub 40 de ani, sunt oameni tineri, oameni valoroși, oameni care conduc departamente, business-uri întregi, sunt director general al marii companii și sunt români și au studiat în România. Școala românească, credeți-mă, pregătește încă oameni valoroși. Încă pregătește oameni valoroși și mai avem un mare avantaj. Este în momentul schimbului de generații în care sunt profesorii cei care au experiență. Foarte multe. Vin oamenii ăștia noi, acum copiii ăștia doi absolvenți de facultate care au șansa să lucreze cu ei, sunt sigur că va fi o predare primire frumoasă dintre ei. Dar din păcate nu prea sunt atras să intre în învățământ, pentru că salariile totuși sunt la un nivel redus. Vorbesc de copiii aceștia de excepție, pentru că încet, încet, așa cum spuneați, trebuie să existe un schimb de generații și... Și să știți că au crescut destul de mult salariile în învățământ, sunt șanse să crească și mai mult. Avem baftă acum ca ministru învățământului pentru prima dată să fie un profesor din preuniversitar, practic până acum am avut miniștri doar profesori universitari, care cunoșteau mai mult sau mai puțin problematica din învățământul preuniversitar. Deci domnul Liviu Pop este un om care cunoaște foarte bine învățământul preuniversitar și eu am încredere și sunt convins că domnia sa va pune umărul și va ajuta foarte mult tinerii de excepție care vor să vină în învățământul preuniversitar românesc. Să sperăm că lucrurile se vor schimba în bine. Domnule Boza, vreau să profit de prezența dumneavoastră la Goș TV și să vă întreb despre concursul care a avut loc cu privire la ocuparea funcțiilor de șef în cadrul carierelor. Concursul a fost un concurs foarte corect. Cu tot că sunt unii foarte inteligenți în această urbe care știu să aloce cu mizerie și să jignească 83 de oameni care participează la acest concurs. Pentru că, efectiv, când spui că acest concurs, când faci afirmația în mediul public că acest concurs a fost praf în ochi, jignești cei 83 de oameni care au participat acolo. Se spunea că și-au cam păstrat aproape, că majoritatea și-au păstrat funcțiile. Au fost în 11 poziții, 3 poziții noi, 8 și-au păstrat. Asta înseamnă că la un procent de 23-25% de s-au schimbat. A fost un concurs corect, un concurs în care oamenii, toată lumea a fost, n-am primit o reclamație din partea lor. Însă, așa cum bine știm în Gorj unii dintre noi pe aici, să aruncăm cu noroi și să aruncăm cu mizerii atât timp cât lor nu li se îndeplinește nu se îndeplinește una din dorințe, dar îmi pare rău pentru acești oameni, ei astăzi au jignit 83 de oameni, da? Iar acest lucru nu va rămâne neplătit. Nu va rămâne neplătit. Din punctul meu de vedere, și vă rog frumos să întrebați sindicatele, vă rog frumos să întrebați cei 7 membri la ori 2 comisii, deci 14 oameni care au fost implicați în acest proces, noi suntem împăcați că a fost un concurs corect, un concurs în care oamenii care au fost în poziție au confirmat, un concurs în care au apărut 3 poziții noi, da, de oameni. Deci un concurs în care a fost cu contestații, cu absolut toate cele, lumea e liniștită, am înțeles mesajul, ne pregătim pentru celelalte concursuri de cefeliști, de conducători formațiilor de șef sector, ajuns șef sector. Începem în scriere undeva cam săptămâna care vine. Câte posturi sunt scoase? Acum se lucrează efectiv din toate primim toate informațiile din tot complexul ca să putem să fim pregătiți săptămâna care vine să afișăm toate posturile. Da, aceste posturi pentru care ați organizat concursul de ocupate pe anumită perioadă, există un anumit mandat sau cum? Ei primesc numire pe poziție, că ai nevoie să ai ceferiți. Vă dați seama dacă trebuie să fii un conducător, dar primesc numire pe o perioadă de 120 de zile sau până la organizarea unui concurs.
Deci, de asta vă spun, deci nu sunt titulari. Și la funcțiile de șef pe care toate pozițiile, toate pozițiile din complex de probă, așa, au perioadă de probă sau până organizare un concurs, în afară de pozițiile din directorat care sunt venite prin contracte de mandat și e posibil respectul să, 109. Să repetați dacă nu dau randament? Dacă nu dau randament, absolut da, sigur. Ați avut o discuție cu câțiva microbiști înainte de a intra la, la emisiune. Da. Ce se mai întâmplă cu echipa de fotbal? Mai susțineți? Ne vom întâlni săptămâna care vine într-o ședință comună a celor patru acționari și vom lua decizia care se va impune. Săptămâna viitoare? Da, săptămâna care vine am decis, da, o să anunțăm toți cei patru acționari, să ne prezentăm toți și vom lua decizia care se impune. Este clar pentru mine că acest județ fără sport nu poate exista. Mai ales că chiar se construiește un stadion modern, peste cât puțin timp va fi finalizat. Și Cluj un stadion modern și toată, vedeți, câte, și Timișoara, și văd că au aprobat acum un stadion modern, și Aradu începe un stadion modern. Din păcate, eu îmi doresc ca acest lucru să continue și sper să luăm decizia cea mai dreaptă, să vedem încotro apucă. Domnul director, eu v-aș ruga să vă uitați puțin și către Liceul Program Sportiv, către copiii care învață fotbal la Liceul Program Sportiv din Târgu Jiu. Să știți că avem copii de excepție și la fotbal, și la handbal, și la basket în Târgu Jiu, de aici, de loc. Pot să vă spun că în fiecare an Universitatea din Craiova organizează un campionat de fotbal pe teren redus pentru județele din Oltenia. Să știți că copiii de la LPS în fiecare an au jucat finala cu cei din Craiova. Bravo. Și foarte greu au reușit să-i bată pe cei de la Târgu Jiu, la departajeri, la penaltiuri sau, mă rog, cu alte mijloace, dar am primit felicitări de la conducerea Universității din Craiova, de la domnul rector, pentru modul în care sunt crescuți și educați copiii, viața sportivă de care au dat dovadă cu o săptămână cât au stat la Craiova. Foarte deci avem copii și pe mine m-ar bucura foarte mult ca să promovăm copiii care sunt din Târgu Jiu, sunt din județul Gorj și sunt foarte buni sportivi. Mă bucur să aud asta, domn profesor, și îi felicit pentru rezultatele lor și fii sigur că ne uităm și în direcția aceasta. Așteptăm, pentru că timpul așa vă presează ca să luați o decizie. Dacă se va forma o nouă echipă, trebuie înscrisă în campionatul județean, care va începe peste puțin timp, pentru că este o variantă să formeze un nou proiect și să începeți un nou drum. Avem multe mesaje, haideți să citim cât putem de multe dintre ele și să încercați să le răspundeți. Domnule director, luați măsuri în jilți, cei care muncesc nu sunt programați sâmbătă și duminică la serviciu, în schimb cei care se plimbă toată săptămâna prin curtea întreprinderii și nu văd cariera, vin sâmbătă și duminică la serviciu. Sigur. Dacă asta e... O să vorbesc cu directorul de MC, o să urmărească acest lucru. Sincer, nu e prima dată când aud astfel de lucruri și când le auzi cam de multe ori încep să-ți dau de gândit. Da, mulțumesc mult pentru mesaj și promit că voi suna după emisiune directorul de MC și o să vedem exact ce se întâmplă. De ce nu țin navetele pe schimbul 1 să dea bulgări de cărbune sortați? Nu prea înțeleg foarte bine, poate nu să înțelegeți mai bine despre ce vorba acest mesaj. Mesajele continuă să sosească și e mai greu să în același timp să și deschid. Întrebați pe domnul general dacă știe că de la Roșia, de Amaradia, pleacă 6 profesori buni, pentru că directoarea le trimite mesaje de pe alte cartele. Nu știu, ceva, o situație, un scandal la Roșia, de Amaradia, da, și 6 profesori. Nimeni probabil au fost prinși în programul de ocupare a posturilor la nivelul județului Gorj, de pot beneficia de transfer, de pretransfer și probabil că... Este o problemă cu doamna director de acolo? De la... Poftim? E vreo problemă acolo cu doamna director? Nu, azi am vorbit cu primarul, a fost la mine, nu mi-a spus absolut nimic. Au fost niște discuții odată, cu ceva mesaje pe care le primesc unii pe acolo, dar
De ce? Nu, probabil că se apropie de Târgu Jiu. Mulți care fac naveta din Târgu Jiu la Roșia de Amaradea și probabil că oamenii vor să vină mai aproape de casă și atunci când apare oportunitatea, e normal să vii cât mai aproape de casă. De ce mai venim la Peșteana la încărcat de cărbune când domnii de acolo încarcă noaptea navetele? Un alt mesaj pentru domnul Boza. Se încarcă 24 de ore din 24. Da. Noi mergem 7 din 7, 24 din 24. Deci nu se încarcă doar ziua, doar noaptea. Ok. Sper că la aceasta s-a referit întrebarea telespectatorului noastră. Multă sănătate vă transmit Aurelia, domnule inspector general. Aveți fane? Sigur. Domnul inspector nu are fane, da? Mulțumesc mult de rău. E nevoie de asta. Asta e un mare, vedeți? Înseamnă să fiți iubit, domnul inspector. Da, mulțumesc. De regulă, mesajul... Eu primesc întrebări de... Da. Mai tehnice. Nu citește, pare că nu citește. Nu. Și pentru domnul Boza, sunteți cel mai bun manager care a fost la CEO. Eu le mulțumesc. Ca să fiți picior de egalitate în aprecieri. Nu, ne trebuie să aprecieri. Domnul Alin, ne cunoaștem bine și eu și domnul inspector avem o relație apropiată, pentru că am văzut în dânsul un om deschis și un om care e un altfel de inspector general. Atât încât ușa e deschisă la dânsul non-stop, cum e și la mine, înseamnă că ești un om deschis și de asta am apreciat întotdeauna deschiderea lui și am găsit un punct comun de împreună și vom găsi întotdeauna un punct comun. În final, sigur, cu mare drag. În final, pentru că sunt tot felul de presiuni din partea sindicatelor, să le dați un răspuns privire la creșterile salariale pe care le doresc oamenii și în bine măsură sunt cereri întemeiate, pentru că iată, aveți și un profit mare, aveți rezultate foarte bune. Domnul Alin, profitul nu vine din creșteri salariale. Este o altă linie în buget, în BFCO. Da, mă rog, au muncit mai mult ca să obțină. Poftiți? Au muncit mai mult ca să obțină aceste... Așa este, că am muncit și am avut șansa pe care mi le spuneam în ianuarie, o șansă să demonstrăm tuturor că se pot baza pe noi. Noi avem o mare problemă astăzi și cred că o știe toată lumea. Este acel buget pe care a trebuit să-l facem bazându-ne pe rezultatele anului trecut și în care, fiind negativ, n-am putut să creștem fondul salarial. Eu le-am spus tuturor și liderilor și colegilor care mă întâlnesc. Vin astăzi, am avut audiențe până la ora aceasta. Să ne ajute Dumnezeu să păstrăm, să fim pentru prima dată pozitivi, pentru că la anul putem altfel umbla în bugetul de salarii și putem crește bugetul de salarii în funcție de productivitatea, creșterea productivității muncii. A început și comisia să lucreze, din câte am înțeles? A început comisia să lucreze, vă dați seama, sunt multe lucruri în care lucrăm, îmi doresc și trebuie să-și înțeleagă toată lumea că îmi doresc ca oamenii să fie fericiți, să aibă un salariu și pe măsura muncii pe care le pun, pentru că muncesc din greu. Ne oprim aici. Domnule Ișvan, domnule Boza, vă mulțumesc că ați fost prezenți în cadrul emisiunii. Noi vă mulțumim mult și eu vă mulțumesc mult. Le-ați transmis gorjenilor că tinerii au un viitor în acest loc. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc o seară plăcută în continuare.